Dacă vreți să vă măriți masa musculară în doar 7 zile, rămâneți până la final pentru că videoclipul acesta vă va ajuta foarte mult și nu uitați să dați și voi un subscribe ca să ne strângem 15.000 cât mai repede, așa că să nu mai stăm la vorbă și să-i dăm drumul la treabă. Bun! Salut, ce sunteți și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. Astăzi vom face calisthenics pentru prima dată și suntem aici alături de Eric, te pup, bro. De cât timp faci sală? Am făcut sport în trecut, dar sală și calisthenics e cam de 2 ani. Mamă, păi se vede așa că ești, fraților. Ai tricoul ăsta, tu ești antrenorul, nu eu. Fraților, aveți și Instagramul lui Eric aici, să-i dea și lui follow și mie, așa că fii atent. Vreau să-mi arăți tot ce știți din calisthenics, gen asta de bază. Știi? Okay. Cam ca asta să facă lumea, masă musculară, astea. Exact, ceva de genul ăsta. Da. Prima dată vom începe cu un exercițiu de bază, flotarea. Ia, flotări, nu? Da. Cam câte la număr? Păi, nu știu, ți-aș da să faci 50. Deci 50? Dacă faci 50, hai că încerc, chiar încerc. Ești puternic. Hai să vedem. Deci... ok. Gata? Da. Uite, dau așa. Palma și tu trebuie să atingi. Să ating palma. Da, da, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai că nu mai țin eu pasul respirativ și nu mai pot să le număr, dar peste 40. 43, nu? La montaj cred că o să vadă. Da, da, da. Hai să vedem. Ai 44. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ia să mai încerci ceva. Deci, v-am făcut 50. No. După 50 nu mai merge. Bă, deci am reușit să fac 50. Iar nu m-am așteptat. Acum ce facem? Acum facem tracțiunile. Tracțiuni? Da. Mamă. Bă, sincer, n-am mai făcut de mult tracțiuni. Adică sper să o duc până la final. Eu făceam jumătăți. Da, știi? Da, da, tracțiunile sunt foarte importante. Ok, adică, gen te ajută și la spate, nu? Da, cred că e cam cel mai bun exercițiu pentru spate. Pentru spate. Adică mi se pare că dacă n-ai accesul, posibilitatea la o sală, okay, și faci tracțiuni, o să ai un spate foarte estetic. Îți dă efectul ăla de V-taper. Aha. Și cu timpul... Da, trapez, trapez, exact, nu? Exact, exact. Trapez. Și cu timpul, dacă iarăși la fel sunt prea ușoare, pui discuri pe tine, greutate. Progresiv. Ah, ca rău. Să... Da, da, da. Asta se cheamă street lifting. Street lifting? Da, da, da. Ok. Asta chiar nu știam, deci uitați, învăț și eu ceva acum, fraților, că nu știam și mersi, da, mult. E că... un sport foarte bun, te dezvoltă în orice punct. Calisthenicsul ăsta, da. Pentru că sunt exerciții, cum să zic, compuse cale, okay, în același timp, lucrează mai multe... Mai multe grupe de mușchi? Exact. Ah, am înțeles acum. Și practic nu e ca la sală, la fitness, unde izolezi, uh-huh, o parte, aici lucrezi tot. Lucrezi tot. Exact. Ah, am înțeles. Și cum ar veni și cu calisthenics, se dezvolți un pic mai repede decât în mod normal la sală, nu? Asta depinde de la om la om. De la depinde genetic, și de genetic. Depinde asta. Și genetic. În calisthenics poți să crești foarte ușor. Foarte ușor, nu? Skillurile dacă ești scund. Atunci e mult mai, da, bine. Cu cât ești mai înalt, cu atât e mai greu. Complică, da, da, da. Am înțeles. Fiind mai lung în segmente, e greu să faci planche, să faci toate, da, 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 te dezavantajează. Păi bine, atunci hai să testăm tracțiunile. Hai. Deci cam astea sunt. Da, da, da. Ok, hai să vedem și câte poți să faci. Fără jumătăți, nu? Fără jumătăți, faci loc ca de aici și tragi. Putem să facem și noi. Aici, da? Da. Ia. A, aici? Așa.
dar seama, cum o făceai după aia? A, nu pot. Bă, totuși bun. Am reușit să fac 5. Da, da, da. Chiar nu mă așteptam, că n-am mai făcut de mult. Da, mi-ai zis. Astea, tracțiuni. Da, ai observat că ți-au lucrat și antebrațul. Da, și antebrațul și tot, că uite, sunt pompat acum de la astea, de la tracțiuni și de la flotări. Da, 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 păi... Acum, care e următorul? Lipsurile. Lipsurile? Da. Hai să vedem. Câte îmi dai? 15. 15? Da, da, da. Mai ales că tu nu prea ai fost în lumea asta calistenică. Exact, e greu, exact. La început, dar dacă faci 15, ești cel mai tare. Hai să vedem. Astea sunt tipsurile, nu? Și astea ți lucrează tricepsul, nu? Tricepsul pe partea pieptului. Și pieptul? Și pieptul, da. La secvența asta nu am mai avut baterie la lavaliera, așa că o să vă explic ce s-a întâmplat. Aici Eric ne arată cum se fac corect dipsurile, doar că el face cu 20 de kg în plus, adică uitați-vă puțin cum arată. Și m-a provocat să fac 15 dipsuri. După cum puteți vedea aici, începeam deja să tremur pentru că nu mai puteam, dar totuși am tras tare și am reușit să fac 15. Dipsurile lucrează 3 grupe de mușchi: tricepsul, pieptul și umerii. Aici, sincer, îmi bubuiau brațele pentru că nu eram pompați dinainte, de când i-am dat primul antrenament și de-abia am mai putut să ducem challenge-ul ăsta până la cap. Și acum ultimul exercițiu, care este cel mai greu dintre toate, este muscle-up, care aici intră cele două exerciții pe care le-am făcut mai devreme, adică tracțiunile și dipsurile. Ca să poți face muscle-up, trebuie să ții elan și când ai ajuns la jumătate trebuie să te ridici ca și cum mai faci o tracțiune, doar că puțin mai grea, și după trebuie să împingi în brațe ca să te ridici. Bă, și acum o să vă las o secvență în care l-am provocat pe Liviu Teodorescu la un concurs de flotări și urmăriți până la final ca să vedeți cine a câștigat. Fraților, astăzi suntem aici la sală cu Liviu Teodorescu, te pup, Liviu, și o să-l provocăm la un concurs de flotări. Deci, am făcut până acum tipsuri, 4 serii cu greutate în spate. Uitați acolo, iară! Cred că peste 60-70. Cred că peste 60-70.
Cam atât a fost cu acest vlog, așa că sper că v-am motivat, sper că v-am ajutat și chit că am motivat o singură persoană, eu tot sunt mulțumit. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube ca să ne strângem și noi 15.000 cât mai repede, să-mi dați și mie acolo și lui Eric un follow pe conturile noastre de Instagram pe care le aveți chiar aici pe ecran și să activați clopoțelul ca să primiți mereu o notificare de fiecare dată când postez eu. Eu sunt Iosif Cid, așa că salutare!